Suntem la Tabăra Națională Vărășoaia, un eveniment organizat de Clubul de Speologie Politehnica Cluj și Clubul de Speologie Cristal Oradea, cu suportul Federației Române de Speologie și în parteneriat cu Parcul Natural Apuseni. Ca obiective pentru această tabără ar fi în principal reechipări în zona mai profundă a Avenului, la minus 500 de metri. O echipă a intrat în bivac timp de 4 zile în sala francezilor și de acolo explorează și echipează diverse obiective. A fost organizată de Clubul Politehnica Cluj împreună cu cei de la Cristal Oradea. Practic, noi de la Politehnica Cluj ne-am ocupat de coordonarea echipelor în subteran, iar cei la Cristal s-au ocupat mai mult de partea logistică la suprafață. Obiectivul principal al taberei a fost mai degrabă utilitar decât explorativ, să mă exprim așa, adică accentul principal a fost pus pe reechiparea verticalelor și a corzilor de pe parcursul principal și acest proces a fost început în urmă cu mai bine de 3 ani și acum am reușit să finalizăm echiparea până la sala francezilor, care reprezintă aproximativ jumătatea distanței parcurse în sistem și, practic, echiparea aceasta mult îmbunătățită față de echiparea originală ne oferă, pe lângă siguranța suplimentară implicită, și o viteză de deplasare mult mai bună, ceea ce ne va permite să facem ture de explorare mult mai eficiente pe viitor. Din păcate, toate peșterile din Vărășoaia sunt înguste în porțiunea inițială, numai în momentul în care se coboară sub nivelul platoului la mai multe zeci de metri, încep să se deschidă și încep să apară spații mai largi în care se găsesc inclusiv formațiuni. Peștera a fost descoperită în 1986 de geolog-speologul Paul Dam, după care a început lucrările foarte serioase, că prima zonă a peșterii a fost foarte strâmtă, dar cum era un curent foarte mare de aer absorbent, s-a bănuit că e o rețea foarte mare în subteran. Și din momentul acesta au început taberele de vară, la care participăm și acum. Deci prima descoperire așa mai serioasă a fost chiar acum 30 de ani, în 1992, când am ajuns la minus 272 de metri adâncime după niște strâmtori foarte severe. După o staționare de 10 ani am început să lărgim aceste strâmtori și un dar ne-a fost că am ajuns în niște sectoare foarte, foarte mari și largi a subteranului și am ajuns și la o adâncime de 653 de metri adâncime. Acum, momentan, e cel mai adânc aven din munții Apuseni. Timp de 15 ani a ținut și recordul național. La ora actuală, lungimea peșterii este peste 20 de kilometri, dar tot mai adăugăm niște metri, kilometri, depinde ce perioadă de explorare avem. Există și obiective secundare cu explorare și reechipare în zona Sălii Paul Matoș și deja în momentul de față sunt 2 echipe acolo. În plus ne dorim ca în ultima zi a taberei, sâmbătă, să avem niște discuții legate de viitorul explorărilor și colaborarea interclub, pentru că sistemul este un sistem mare, în momentul de față are peste 20 de kilometri, mai precis 22 de kilometri și ceva din datele pe care le avem strânse în momentul de față și credem că există un potențial cel puțin dublu, astfel încât toți speologii din România vor putea să exploreze și să carteze și să aducă rezultate la suprafață din acest mare sistem și important sistem. Este posibil să avem în viitor, poate următorii 5-10 ani, un record de lungime depășit, ca și potențial de adâncime. Sistemul a fost depășit în anii trecuți de Avenul de la Grind, Avenul de sub vârful Grind, și potențialul nu mai are cum să fie, adică nu mai există potențial pe verticală de a depăși recordul de adâncime național. Astfel că în momentul de față potențial este la lungime. Au existat două echipe care au dormit în subteran, care au avut tabăra în subteran. Echipa mai avansată a fost în sala francezilor și a mai fost o echipă în sala Paul Matoș. Echipa avansată a dormit practic 3 nopți în peșteră, iar cea din Matoș a dormit 2 nopți. Din păcate, aceste peșteri în momentul de față nu sunt accesibile turiștilor, sunt accesibile numai speologilor și cele care sunt cu verticală, speologilor cunoscători de tehnica speologiei alpine.